vorba de ea. Nu, a fost o chestie, o glumă de ale Marian, care mi-a reamintit ceva de genul că tu nu-ți dai seama cine sunt sau ceva, dar a fost o glumă în alt sens. Cu alt sens, total altceva. Și aș a adus aminte de ceva din trecut care o, cumva a făcut o legătură. Întotdeauna mi s-a reproșat de anumiți iubiți din viața mea că dacă erai altfel, că le-ai pe toate, dar că, sunt, că nu am casa mea, că sunt săracă. Că... Și mi-a spus de multe ori. Asta, nu am spus niciodată chestia asta sau ceva. Ea din alte împrejurări și-a adus aminte printr-o glumă de-a mea referitor la altceva. Deci nu a avut legătură cumva. Și... Andreea, tu ești un copil minunat. Și de asta oamenii ori să te lupă. O fată frumoasă, exact. Deșteaptă, cu bun simț, cu mult respect și cu o creștere. Se cunoaște că ai cei 7 ani de acasă, iar cadouri de la susținători ați primit toate. Da. Și toți, toate și toți. Toți v-ați bucurat de ele și să le purtați sănătoși. Mm-hmm. Iar oamenii ăia vi le-au... În semn de primiți din suflet, în semn de prețuire și pentru asta noi le pentru mulțumim și să le purtați cu cinste. Văd foarte multe lucruri bune în tine. Vorbesc cu Andreea, vorbesc. Nu, vorbim după. Păi nu, spuneți acum. Chiar îmi pare rău, tu știi cât te-am apreciat, te apreciez și... Chiar îmi pare rău și când ai avut haine frumoase și am zis, uite cât de bine stă și chiar îmi pare rău că s-a adus la. Eu doar aseară am trecut după, i-am povestit de chestia asta lui și s-a dat. Și chiar nu-mi permis să spun la nimeni, eu am spus în prezența mea că sunt săracă, dar dacă în timpul ăla s-a ajuns la discuția asta. S-a amplificat povestea și formă eu în glumă cu ea, am zis, da, nu e săracă, dar are pantalonii lui Iza, bluza lui Costinela și deci eu la asta m-am referit, adică s-a făcut o legătură de la sărăcie la... N-am vorbit pe asta, am vorbit pe că aici a auzit toată lumea. Și chiar îmi pare rău că o să ajung la asta, dar... Te-am apreciat, te apreciez și ți-am zis și niciodată nu sunt geloasă că ați primit sau, Doamne, ferește, chiar ne place mai mult că venim. Ai văzut că de multe ori chiar și am zis, mamă, dacă de bine stă, cât de frumos și... Deci dacă crezi... Eu nu cred. Ce fi mic afară? Vă rog. Ok. Îmi pare nu. Da, e, dar ca să știu. De ce? Și mama o să fie acum supărată, că nu a fost nici la modul ăla, doar la mine a fost chestia că mi s-a reproșat de persoane, aia m-a durut pe mine. Nu am fost, Doamne ferește, să n-am ce să mănânc, să nu avem ceva, să n-avem ce, nu a fost așa. Doar că nu am avut cum am avut alții mai mult. Le-am avut toți. Stai cu da, mine. Asta a fost toată treaba. Ce crezi că eu o familie? La fel, ce crezi că copiii mei au trăit în... Tot așa au fost. Dar, Crețulină, ce mai ocup prostii de astea? Ce ai în urmă de tine? Care nu se facă să te simți prost niciodată. Da. Măcar atât, că ne-am mai simțit cu... Îmi place să zic un copil bun. Am un suflet bun și am stat de la început. De la o glumă, să zicem, sau de la o șicanare, s-a ajuns la o situație destul de neplăcută. Până la urmă, îi judecăm pe oameni după hainele pe care le poartă sau după ceea ce fac sau după ceea ce sunt, după da, calitățile lor. Doi oameni, într-un băiat și o fată, după statutul social, un băiat care are un statut social mai, nu știu, bun, deosebit, față de fată, s-ar putea... Nu știu, depinde preferiții fiecare, s-ar putea să-și, ia, să-și caute o fată. Tu de povestea cenușăresei n-ai auzit? După aceeași okay situație materială, sau nu? Da, eu am fost șocată de faptul că fata asta povestește că a avut relații cu niște băieți care spuneau le-ai pe toate, dar... Nu, când, la ce nu vârstă? Eu nu cred că ar fi nu știu, asta a spus ea. Cât are Andreea acum? Asta a spus ea. 24. Că le ai pe toate, dar din păcate ești săracă și probit din... Tu mai casă, adică hai să fim serioși. Eu n-am auzit până acum, îi aud prima dată. Măi, Sergiu, hai să stăm de vorbă cu doamna Victoria, că e alături de noi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să ne auzim, mai ales că... Mă rog, Andreea a trecut printr-o situație destul de delicată și nu s-a simțit tocmai confortabil. Am văzut astăzi în emisiune. Ați văzut, da.
Da. Se mai întâmplă și așa. Aș vrea să ne povestiți un pic de ce se simte ea așa, cumva dată la o parte, de faptul că nu are un statut sociofinanciar excepțional. Eu nu știu ce a gândit, dar noi ca părinții ne-am străduit cât am putut ca să-i oferim, poate de multe ori ne-am lăsat pe noi. Și ca să-i oferim ei tot ce ne-a cerut, noi, în limita posibilităților, i-am făcut toate plăcerile, dar fiind la București, după ce a plecat la București, știți cum e, dacă nimerești într-o gașcă așa de prieteni care sunt mai, a, ești de la țară, sărancă, și... Da, da, deranjează, poate că... Săranul este talpa țării, ca să zic așa. Sau poate că stătea într-o chirie, zicea că e săracă, că n-are casa ei, că stă cu chirie. Cred că era ea singura care... Dacă nu stau cu chirie. Da, dar iertați-mă, doamna Victoria, câți ani are Andreea? 24. La 24 de ani, puțin tineri dețin proprietăți, spre deloc așa. Da, da, așa e, aveți dreptate. Adică la 24 de ani, da, stai într-o casă cu chirie, poate mai împarți și cheltuielile și chiria cu alți prieteni și așa mai departe, da. Că se poartă treaba asta. Ea poate s-a simțit jignit atunci când și a rămas cu complexul ăsta. Dar noi ca părinții, noi ne-am dat, n-am vrut să sufere și cât a stat cu chirie, o ajutam financiar când, ca fetele, știți că fetele din ce are să aibă mai mult. Așa este, așa este. Vor și ele să se schimbe, să arate bine, da, să iasă în oraș, să se parfumeze, să se... Când a cerut ceva, să nu pot să o ajut. Nu, v-am spus că m-a lăsat pe mine, poate aveam plan cu banii aia să fac altceva, dar i-am dat ei, să nu ducă lipsă de nimic. Aș vrea să ne aducem aminte împreună, cu ce vă ocupați dumneavoastră la țară? Ce să vă spun, doamna Gabriela, eu... cu legumicultura. Așa. Pun în grădină. Aveți un teren pe care îl cultivați cu legume. Da, da, da. Ce legume cultivați în perioada asta? Păi acum verdețuri, roșii, da, așa ce se pune. Uh-huh. Ați avut vreodată probleme din astea financiare care să-i marcheze copilăria Andreei? Ieșite din comun? Nu, nu, nu. Dar să știți că Andreea simțea când... Deci un copil educat. Simțea când... Da, chiar dacă vroia ceva, eu o simțeam. Când da. Și n-avea, nu îndrăznea să-mi ceară lucrul ăla. Și eu o simțeam și atunci îi ziceam, tu vrei ceva, vrei ceva de la mine. Vrei, ai nevoie de ceva. Și ei era rușine că vedea că mă chinui eu mult, că fac banul greu și fata nu îndrăznea ca să-mi ceară. Vreau să vă spun ceva, munciți din greu și nu știu dacă... Când ați ajuns ultima oară la manicură? Niciodată. Vreau să vă întreb, din mâna dumneavoastră mănâncă doar săracii? Nu. Nu. Asta ar trebui să înțeleagă toată lumea, că până la urmă mâinile care muncesc nu au timp de manicură, însă au timp să educe un copil așa cum este Andreea și vă felicit din tot sufletul pentru atitudinea pe care ați avut-o. Să știți că am plâns astăzi în emisiune odată cu ea. N-aveți de ce să plângeți, ar trebui să fiți mândră și probabil că... Atunci când o să iasă, o să-și dea seama că poate n-a gândit așa cum trebuie sau poate o vorbă rostită la un moment dat nu a făcut-o să-și piardă cumpătul. Și cel mai mult m-a bucurat că Marian e alături de ea în orice moment. Și e o pereche care e făcut unul pentru altul. Vreau să... îi vedeți acum la televizor că sunt relaxați, sunt da, liniștiți da. Și cu zâmbetul pe buze. Și vreau să vă spun este ceva. Chiar e o dragoste adevărată. Doamne ajută! Să fie sănătoși, să se iubească și să vă împlinească pe dumneavoastră ca părinți. Poate să vă faceți și bunici. Da, să dea Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru.
Mi-a atras atenția un comentariu al Andreei astăzi. Da. Ea a spus că atunci când era copil, în mintea ei, avea absolut totul. Și mai mult decât atât, dați-mi voie să mă plec în fața dumneavoastră și să vă strâng mâinile acelea muncite, pentru că din mâna dumneavoastră mănâncă și cel cu o situație financiară mai precară și cel cu o situație financiară foarte bună. Și vă mulțumesc frumos, pentru că cineva trebuie să facă și treaba asta. Eu am o grădină foarte mică și îngrijesc la ea și mă plâng de dureri de spate, de că stau cocoșată și așa mai departe. Nu vreau să mă gândesc în fiecare anotimp cât efort depuneți pentru ca noi să avem pe masă toate cele muncite de mâinile dumneavoastră. Felicitări! Mulțumesc frumos! Doamne ajută să fiți sănătoasă, să vă țină Dumnezeu sănătoasă și să puteți să faceți averi la copii. Da, nu știu cum comentați voi asta. Andreea a avut, se compara tot timpul cu cineva. În loc să fie mândră de părinții ei, că cu cât a putut cu puțin acela, a putut să o ajute, să-i ofere. Este mirajul Bucureștiului. Păi și, da, da. E aici, vezi tot felul de tentații. Tineri și de tentații și începi să ai termen de comparație. Da. Am avut și eu o perioadă de genul ăsta. În joburi. Dar dacă era la facultate, part-time, 2-3 ore. Da, dar vezi tu, part-time-ul ăla nu ți asigură banii să poți să-ți cumperi în fiecare zi nu știu ce sau să-ți faci nu știu cum puțin și așa mai departe. Puțin se adună. Da. Eu cred că odată cu timpul evoluăm și descoperim că de fapt altele sunt posibil. Cele importante.